Când ai suficient de mulți bani, dar ești interzis pe rețelele sociale clasice, ce faci? Îți creezi propria ta jucărie. Fostul președinte american Donald Trump se pregătește să-și lanseze propria rețea socială pentru a putea fi în contact cu susținătorii săi. Truth Social este numele noii rețele, o alternativă la Twitter, platforma care i-a banat contul acum un an, pe 8 ianuarie 2021. Trump plănuiește ca lansarea noii aplicații să fie în februarie anul acesta, ea fiind disponibilă în magazinele de aplicație din 21 februarie cu ocazia zilei președinților. Donald Trump a fost acuzat anul trecut că a folosit rețelele de socializare pentru a instiga la violență după ce a pierdut alegerile prezidențiale, motiv pentru care pe lângă Twitter și alte platforme ca Instagram sau Facebook au recurs la măsuri similare de a-i interzice accesul în mod definitiv.